Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru marți, 26 ianuarie. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Trei arcane majore. Se pare că va fi o zi foarte importantă, foarte încărcată din punct de vedere energetic. Pe partea de dragoste a ieșit Steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului. Steaua norocoasă, steaua de la care puteți să cereți împlinirea unei dorințe. Mesajul acestei cărți este că toate visele și dorințele voastre se vor împlini. Această stea este ca luminița de la capătul tunelului. Simbolizează speranța voastră, dorințele voastre și vă ghidează în direcția corectă pentru a obține tot ceea ce vă doriți în plan sentimental. Pentru cei care ați avut niște evenimente mai triste, mai neplăcute pe partea asta de dragoste, steaua reprezintă o nouă filă în cartea voastră a iubirii. E ca și cum ați terminat capitolul tristeții, ați terminat cu capitolul lucrurilor neplăcute și acum începeți să vă scrieți povestea pe o pagină nouă și într-un ton nou, într-un ton mai vesel, mai fericit, mai pozitiv pentru voi. Pentru cei care sperați la reconcilierea cu un partener, acest lucru este foarte posibil aici cu această stea norocoasă, iar pentru cei care ați renunțat la ideea de dragoste, această carte vă îndeamnă să nu pierdeți speranța, pentru că această stea poate să împlinească adevărate miracole. Steaua norocoasă nu vine doar cu împlinirea dorințelor și a viselor voastre, vine și cu o componentă de vindecare, de vindecare emoțională, de vindecare spirituală. Relațiile rupte se pot lega din nou, se pot reclădi, inimile frânte se pot vindeca. Nimic nu este imposibil sub lumina vindecătoare acestei stele norocoase. Pentru o parte dintre voi, este posibil ca începând de astăzi să vedeți efectele pozitive pe care marea conjuncție Jupiter-Saturn la gradul 0 de vărsător, care a avut loc în 20 decembrie 2020, a promis-o pentru zodia voastră. Pentru că în momentul în care aceste două planete, Jupiter și Saturn, s-au întâlnit pe cer, ele au format un eveniment astrologic și astronomic foarte rar, care se numește Steaua din Betleem. Da? În urmare, această stea, chiar dacă va duce cadoul de Crăciun mai târziu, s-ar putea să vi-l aducă doar începând de astăzi, dar o să vi-l aducă. Și o să tot vedeți pe parcursul acestui an și pe parcursul următorilor 20 de ani efectele benefice ale acestei stele norocoase. Așa că nu vă pierdeți încrederea, nu vă pierdeți speranța, pentru că orice se poate întâmpla sub această stea norocoasă. Nimic nu este imposibil și viitorul este foarte luminos și este foarte frumos. Uitați-vă aici la acest cer înstelat, e steaua aceasta norocoasă și sunt toate aceste aurore boreale. Este un viitor foarte frumos, chiar dacă acum vă aflați încă în întuneric. În acest moment de criză, de tristețe, răsăritul e aproape și dacă vă uitați atent în sus, noaptea nu mai e atât de neagră, nu mai e atât de înfricoșătoare. Cerul este plin de aceste luminițe fantastice ca din poveste. Începând de astăzi puteți să trăiți această poveste minunată de dragoste, trebuie doar să vă deschideți inima și să permiteți acestei stele să vă vindece sufletul. Pe partea de sănătate avem Împărăteasa, cartea cea mai fertilă din tarot. Pentru cei tineri, aici există un foarte, foarte mare potențial de sarcină, așa că mare atenție dacă nu vă doriți să aveți un copil la acest moment al vieții voastre, trebuie să fiți foarte atenți, foarte, foarte precauți, să luați toate măsurile adecvate pentru a vă proteja dacă nu vă doriți o sarcină. Pentru cei care vă doriți să aveți un copil, este un moment ideal pentru acest lucru.
Aici câmpul cu flori, cei trei iepuri și aurora boreală de deasupra ne arată că acest copil va fi unul binecuvântat și va aduce foarte multă prosperitate în familia voastră. Va fi o sarcină ușoară, fără complicații, fără probleme, va fi un lucru menit, sortit în viața voastră. Deci dacă vă doriți acest lucru, e foarte bine aspectat. La fel, dacă nu vă doriți acest lucru, trebuie să aveți mare, mare grijă. Pentru cei care nu vă aflați la această etapă din viață în care să aveți copii, împărăteasa înseamnă nașterea unei noi etape de viață, unei noi etape de sănătate pentru voi. Aveți grijă cu orice tratament sau terapie pe care o începeți în această zi, în această perioadă de fapt, pentru că există riscul să puneți câteva kilograme în plus. Ca să contracarați acest risc, ar trebui doar să aveți grijă să nu consumați alimente procesate. Pe cât posibil încercați să consumați alimentele cât mai fresh, cât mai proaspete, direct de la sursă. Da, și când vorbesc de alimente procesate, mă refer la cele semi-preparate, la cele alimente congelate pe care doar le pui la cuptor și e mâncarea preparată. Încercați să vă țineți departe de aceste lucruri pentru că atunci când vă îndepărtați de starea naturală a lucrurilor, o să se vadă acest lucru vizibil pe organismul vostru. Dar dacă vă apropiați cât mai mult de starea naturală a alimentelor și organismul vostru o să fie mai echilibrat și mai bucuros, mai fericit, mai sănătos. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici turnul, cartea care în tarot distruge totul până la fundații. Vă dă o coală albă de hârtie pe care să puteți să reclădiți ceva mai stabil, mai trainic și mai durabil. Lecția acestei cărți este că atunci când fundațiile nu sunt stabile, toate castelele, palatele care le construiți deasupra se vor nărui. Prin urmare, fiți foarte atenți la acele lucruri care acum se distrug în cariera voastră, în afacerea voastră, în situația voastră financiară, pentru că toate aceste lucruri, toate aceste pierderi sunt de fapt niște lecții karmice pe care Universul acum vi le trimite. Vedeți acest dragon care a dat foc castelului? Acesta reprezintă nodurile lunare, nodul nord și nodul sud, karma și destinul, care vin aici peste voi, vă analizează foarte atent tot ce ați construit în partea aceasta financiară și de carieră. Și dacă nu a fost construit pe o fundație solidă, vi-l distruge, vi-l taie de la rădăcină. Acestea sunt niște forțe care depășesc controlul vostru, vă depășesc puterea voastră de a influența lucrurile. Sunt niște schimbări neprevăzute pe care nu aveți cum să le influențați. Pentru o mică parte dintre voi e posibil să vă pierdeți locul de muncă sau să fiți nevoiți să închideți o afacere. Nu e momentul să disperați, pentru că acest turn nu vine cu ruinarea completă. El elimină din viața voastră doar acele lucruri care nu erau ok, nu erau în regulă. Luați acest moment ca o șansă, o oportunitate de a lua de la capăt, de a construi ceva mai solid, mai stabil, mai bun pentru voi. Pentru cei care nu v-ați pierdut locul de muncă, puteți să luați mesajul acestei cărți proactiv și să începeți voi pe cont propriu să vă căutați un alt job, să vedeți măcar ce alte alternative aveți, ce alte posibilități mai sunt acolo pe piața muncii. Analizați atent toate aceste opțiuni și atunci o să fiți mai pregătiți în momentul în care turnul o să vină peste voi. Nu vă panicați, nu vă speriați, că orice se întâmplă, sunt niște dificultăți prin care trebuie să treceți, dar la final, când o să reclădiți afacerea, cariera, finanțele voastre, o să vă dați seama că rezultatul final e mult mai bun decât ce ați pierdut acum. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și o carte din aceste carturi de înțelepciune. Până când scot eu cărțile, mai aveți încă timp să vă uitați și la cele din luna ianuarie pentru cei care încă nu v-ați făcut planul de atac, care nu v-ați pregătit încă pentru Mercur retrograd. Dacă nu v-ați pregătit pentru
acest eveniment astrologic. Găsiți linkul în colțul din dreapta sus, puteți să vă uitați acolo la horoscopul lunii ianuarie pentru zodia voastră, ascendent și lună, ca să vedeți ce mai puteți să faceți de astăzi până în 30 ianuarie, când Mercur o să intre oficial în perioada de retrogradare. Bun, și acum hai să scoatem cartea pentru această zi. Exprim nestingerat cine sunt eu. Este dreptul meu din naștere să mă exprim în maniere care mi-aduc împlinire. Un mesaj foarte frumos, foarte uranian, specific zodiei vărsătorului și care aduce în discuție toate temele acestea despre cenzură și libertatea de exprimare. Poate ar fi bine astăzi să vă gândiți la aceste topicuri, care este părerea voastră legată de tot ce se întâmplă la nivel mondial și cum puteți să vă asigurați că voi nu o să fiți cenzurați, că vă puteți exprima cine sunteți ca să obțineți această împlinire. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!